Ionescu, seismolog INFP, în legătură directă cu noi. Mulțumesc, Diaconescu, pentru această intervenție. 5,2, domnule Diaconescu, s-a resimțit în partea de vest. Sunt datele pe care noi le avem în acest moment. Ne auziți? Alo? Ne auziți, domnule Diaconescu? Sunteți în direct la Antena 3, CNN. Acest cutremur 5,2, înțeleg că este magnitudinea, s-a resimțit în partea de vest. Deci la Râmnicu Vâlcea s-a simțit în mod sigur. Epicentrul a fost la nord de Târgu Jiu, la o adâncime de 15 km. Zona e cunoscută că produce din când în când cutremure între 4 și 5. Iată că a apărut și unul peste 5. Cu puțin, dar a apărut. Deci deocamdată astea sunt informațiile pe care le am. Adâncimea de 15 km, domnule Diaconescu. Da, da. Dar și magnitudinea și adâncimea urmează a fi certificate de de seismologul de servicii. Domnule Diaconescu, noi aici adresăm această întrebare. Evident că dumneavoastră sunteți specialiști și aveți răspunsuri. Există vreo legătură între cutremurul de astăzi în România, 5,2 magnitudine, și ceea ce s-a întâmplat în Turcia săptămâna trecută, cele două cutremure de peste 7 plus peste 1000 de replici, cred că sunt în acest moment? Nu, în niciun caz. Nu. Eventual, cutremurile din partea sud-vestică a țării pot să aibă legătură cu sistemele tectonice care există în Italia și zonele înconjurătoare. Și în Italia, domnule Diaconescu, au fost săptămâna trecută în Toscana. La Siena au fost... Da, a fost un singur cutremur de 3,5. Dar a fost o noapte cu tremure, evident, de mici dimensiuni, dar au fost repetitive, timp de 12 da. Ore. Are legătură cu ce a întâmplat în Italia? Nu cred, că sunt mult prea mici. Este o activitate normală, domnule Diaconescu, pentru că mi-aduc aminte că ultimele seisme care au avut loc în România s-au resimțit în partea de sud, inclusiv în capitală, nu în partea de vest. Cât de dese sunt astfel de cutremure care s-au resimțit în partea de vest a României? Deci, deocamdată nu pot să spun că e în partea de vest, că e în Câmpia Română, la nord de Târgu Jiu, nici măcar în munți. Sunt destul de frecvente. Nu foarte, dar sunt. Sunt. Spuneți, da. Spuneți, domnule Diaconescu. Vreau să spun că sunt câteva cutremure pe an, mai măricele așa, peste 3. Dar care să se resimtă doar în partea de vest, sunt obișnuite? Da.